Într-adevăr, la registru evidența populației există 22 de milioane de locuitori. E vorba de populația legală a României. Ori în România, la momentul ăsta, sunt doar 19 milioane 800 și ceva de mii de persoane. Diferența sunt cetățenii ai României, persoane care au cetățenia română, dar peste un an de zile, deci o perioadă mai mare de un an de zile, ei locuiesc în alte țări. Deci e o mare confuzie care s-a făcut și care văd că în continuare persistă în interpretarea acestor cifre. Deci haideți un pic pentru noi, cei din... Da. Să traducem sub altă formă, stabilă și legală. Legală, două cuvinte. Legală ține de actul de identitate. Au buletin de România, au cetățenii. Sunt 22 de milioane și vreo 400 de mii. Și? Cetățeni români care au buletin de România. Inclusiv etniile celelalte. Inclusiv etniile, inclusiv, știu eu, cetățeni de altă naționalitate care au și cetățenie română. Română, bun. Și legală? Asta e legală. Asta e legală, pardon. Și populația stabilă. Rezidentă sau stabilă e formată din acei cetățeni care domiciliază mai mult de 12 luni în ultimul an în România. Deci care au stat în România, indiferent că ei sunt români sau sunt străini. Aici e foarte bine de precizat, intră și cetățenii străini care nu au cetățenie română, dar care locuiesc în România. Și conform... Mai mult de 12 luni, am înțeles. Da. Da, 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 da. Și acum cât suntem din punctul ăsta de vedere? 19 milioane 800 și ceva de mii la 1 ianuarie 2014. Și care cifră să o luăm? Bună și ambele cifre sunt corecte. Deci ambele cifre sunt diferența corecte. De 2 milioane și jumătate se reprezintă cetățeni români care au ales să locuiască majoritatea timpului, fie că sunt la studii, fie că sunt la lucru, fie că sunt din alte motive acolo, în alte țări în afara României. Deci ambele cifre sunt corecte, numai că trebuie făcută o interpretare corectă a acestui indicator. Ce anume reprezintă acea populație stabilă și ce anume reprezintă populația legală. Și aici este vorba de un exod. Că mulți au și plecat și... Mulți au și plecat. E o influență, e o analiză destul de complicată, demografia. Ziua de astăzi a fost stabilită ca zi mondială a populației în 1987, în momentul în care populația Terei a depășit 5 miliarde. Organizația Națiunilor Unite a început să-și pună problema și prin inițierea acestei zile a populației s-a dorit să se atragă atenția că deja s-a depășit o limită și de aici încolo încep să apară probleme. Chiar dacă s-a instituit și ați văzut dumneavoastră, sunt foarte multe analize pe populație, pe demografie în ultima perioadă, nu s-a reușit stoparea acestui fenomen. E bine, din acel 1987 până astăzi, populația Terei a crescut la 7,2 miliarde. Și se estimează că undeva în 2060, Institutul Național Statistic a făcut o proiecție și ONU a făcut o proiecție, până în 2060 să depășească 10 miliarde. Se observă în ultima perioadă că pe lângă, să spunem, clasicele în ultimele decenii nații de creștere demografică, China, India, Pakistan, au apărut și țări din Asia, respectiv Nigeria și Etiopia. E o analiză destul de complexă de resurse naturale, de, știu eu, educație, ține de... Nigeria e una din cele mai puternice nații ale Asiei, are foarte multe resurse naturale, ale Africii, mă scuzați. De asta și foarte mare creștere. În ceea ce privește China, împărțit și cultură și economic, nivel de dezvoltare. Da, și India, văd că la India tot majoritatea e cultură. Acolo e, e creșterea se dată. Dar pentru România ne întoarcem, e un lucru bun, e un lucru rău? Pentru România situația a devenit nouă, acum să spunem așa, această scădere, dar în Europa această scădere deja se manifestă de două decenii bune. A ajuns și în România pentru că încă în România mai sunt efecte ale unor decizii economice, politice, sociale, demografice din perioada anilor 60-70.
În România s-a încercat cel puțin anul 2011, odată cu realizarea recensământului. Au fost făcute la nivelul fiecărei localități comisii speciale, care aveau ca sarcină, ca în momentul în care recenzorul descoperă persoane care nu au acte de identitate, acea comisie din care făcea parte secretarul unității administrative teritoriale, primarul și imagi, imediat să-l ia și să-i fac. Din ce știu eu, nu au fost foarte multe cazuri. Cu toate că, de Pitești sau eu vorbesc de județul Argeș, dar nici la nivelul țării. Nici la nivelul țării. Sunt, în schimb, persoane care sunt plecate, care figurează, care au proprietăți în România, care figurează în scriptele unității administrative teritoriale, dar de ele nu mai știu nimeni, nu mai știe nimeni nimic. Aici e marea problemă. Sunt plecați de 10, 15, 20 de ani, au rămas proprietățile neplătite, taxe, neplătite impozite, nimeni nu știe, nu știu nimeni de ei. Dar ele mai apar în evidență? Ele apar la evidența populației, dar pentru sunt că prezente vii, cum se spune. Am avut niște întâlniri și cu domnul Badea la evidența populației și dânsul pe bune. Da, dar legislația nu permite evidenței populației să iradieze sau e legislația extrem de strictă și domnul Badea spunea clar, eu trebuie să mă încadrez în lege, dacă nu vine, să-mi aducă certificat de deces, știu eu ce acte doveditoare că și-a schimbat cetățenia, eu nu pot să-l iradiez, el există acolo. Și de aici veșnicele discuții referitoare la populația cu drept de vot, referitoare la cei decedați după listele electorale. Nimeni nu s-a dus cu certificatul de deces la evidența, la primărie, ca apoi să ajungă la evidența populației, să-l radieze. Omul nu poate să-l radieze de la sine putere, astfel încât el o să apară an de an pe acele liste electorale. Asta e clar. Nici măcar primarul căruia i s-a transferat acum această atribuție, nu poate să-l radieze până când nu are actele respective. Cu toate că poate unii știu că n-a. Sau știu eu, din auzite, a plecat în Canada și a decedat acum 5 ani. Până nu există actele, nu... Nu, nu se pot. Și coborând la nivelul municipiului Pitești? Coborând la nivelul municipiului Pitești, situația e, să zic, în destul de bună față de alte regiuni ale țării. Și aici ține strict, după părerea mea, de dezvoltarea economică, de posibilitățile economice pe care le oferă Piteștiul și, mai lare. Și zona metropolitană, ca să spun așa, a Piteștiului, pentru că în ultimul timp se constată la fel, așa cum era normal, scoaterea producției, scoaterea societăților de producție în afara orașului, în afara limitelor locuibile, să spun așa, zonelor rezidențiale, astfel că acele localități din jurul Piteștiului au ajuns să se dezvolte din punct de vedere economic și unele chiar să se dezvolte foarte mult și din acest motiv s-a și dorit crearea acestei zone metropolitane, crearea și unei infrastructuri care să asigure legăturile între oraș și aceste zone industriale și de la marginea lui. Într-adevăr, și din Pitești s-au înregistrat la recensământ, vorbesc populație stabilă, 152.000 de persoane, în condițiile în care la evidența populației figurează 170.000. Diferența sunt, și cred că fiecare dintre noi are vecini, are prieteni, are care sunt plecați, dar care în continuare figurează ca cetățeni ai Piteștiului. Pornind de la un caz sesizat de Spitalul de Pediatrie Pitești, în cursul anului 2011, instituția noastră a demarat o acțiune de stabilirea situației copiilor fără identitate și de la acest demers s-a pus la punct detalii elaborării un raport care privește situația acestor copii fără identitate. Adică s-au depistat cazuri de copii care a căror naștere nu a fost înregistrată din lipsa actelor de identitate ale părinților, din lipsa, mai au fost cazuri de, și sunt în continuare cazuri de copii care au fost abandonați în maternități și atunci Avocatul Poporului a început în 2012 prin biroul nostru
o colectare a datelor statistice la nivel de, din toată țara, care date au arătat că, într-adevăr, acest lucru este un fenomen. Cazul a fost ulterior și în cursul anului trecut preluat, dar nu neapărat și mass media, am văzut că s-a preocupat și a fost o campanie Copiii fără identitate. Ideea este că, totuși, în urma acestor demersuri, legea protecției drepturilor copilului s-a îmbunătățit, legea 272 a fost modificată și a stabilit niște sarcini clare autorităților publice care au competență și care intră în contact cu astfel de situații, de a face demersuri legale pentru a preîntâmpina ca un copil să nu aibă o identitate, pentru că este privat de drepturile fundamentale. În situația în care nu are o identitate, nu are dreptul la sănătate, la educație, este pur și simplu, deci nu există în actele oficiale ale statului român și acest lucru este totuși inacceptabil în situația în care avem totuși atâtea instituții care gestionează situația asta și, drept urmare, consider că a fost un lucru bun că s-a instituția Avocatul Poporului a cules aceste date. Ulterior, legea, v-am spus, drepturilor copilului, asigurând un cadru legal ca să preîntâmpine apariția pe viitor în astfel de situații. Și s-au făcut acte copilului? În cazul pe care noi l-am avut în atenție, sesizat de Spitalul de Pediatrie, până la urmă s-a reușit, dar prin procedură judecătorească, pentru că depășindu-se termenul, s-a făcut înregistrarea tardivă a nașterii, s-a, prin hotărâre judecătorească, s-a obținut certificatul după aceea de naștere și copilul a dobândit o identitate. Dar, fiind abandonat? Da, fiind abandonat. Și există și procedură judiciară în instanță pentru astfel de situații, dar de preferat este să nu se ajungă să se adreseze instanței pentru a se reglementa această situație. De preferat este ca instituțiile să demareze procedurile pentru a se înregistra nașterea copilului și a căpăta o identitate și astfel a beneficia de dreptul la un nume, dreptul și ce alte drepturi fundamentale prevăzute de Constituție. Rata șomajului în Argeș fiind doar 5,5% la 30 iunie. La nivel național, numărul de șomeri este de aproximativ 450.000 de persoane. Dintre acești 5% la 31 mai. Dintre acești 450.000 de șomeri, doar 125.000 primesc acel ajutor de șomaj, acel individ de șomaj. Restul sunt înregistrați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Mulți dintre ei fiind beneficiari de legea privind venitul minim garantat, acel ajutor pe care îl oferă primăriile. De 3 milioane? Da, funcție de numărul de persoane din familie. Și de ce nu mai au voie să beneficieze de ajutor de șomaj? Au depășit un anumit termen, nu? Da, mulți dintre persoanele care sunt în căutarea unui de muncă au depășit termenul pentru care primesc ajutor de șomaj, 6, 9 sau 12 luni. Acele persoane, multe dintre ele se pierd, ies din evidențele Agenției de Ocupare și practic nu mai sunt luați în calcul când se calculează la rata. Sunt înregistrați la primării, da. Dar sunt înregistrați și la noi, cei care primesc acele ajutoare oferite de primărie. Rata șomajului înregistrează valori reduse în județele din vestul țării. Arad, Timiș, Bihor, precum și București și județul Ilfov. Au rata șomajului între 1,5, da. Bihorul are o rata șomajului de, vă spun imediat, da, undeva de 2,8%. Da. Da, avem și pe sexe la nivelul județului Argeș, da. În Argeș sunt înregistrați 14.500 de șomeri la 30 iunie. Dintre aceștia, 43% sunt femei, iar repartizați pe nivelul de instruire și grupe de vârstă, 9,7% sunt sub 25 de ani, 8% sunt între 25 și 30 de ani, 24% între 30 și 40 de ani, 32% între 40 și 50 de ani
și 10% peste 55 de ani. Iar ca nivel de instruire, predomină șomării din categoria muncitorilor necalificați cu pregătire interioară, ciclu primar, gimnazial, profesional, care reprezintă 75% din numărul de șomeri în județul Argeș. Cei cu un nivel de instruire universitar sunt în proporție de 6%. Da. Mulți nu se înregistrează la agențiile de ocupare.